La București reparațiile durează cincinale, decenii. Și orice ploaie e dezastru natural. Oamenii nu ți-ar coborî de mașină să mai meargă cu transportul public. Preferă să stea o oră, două, cât o fi, în drum spre serviciu, școală sau shopping. Și uite așa, ne chinuim. Poluează, se intoxică, dar nu lasă mașina la țară sau la marginea orașului sau în garaj. O bagă în trafic. Din cauza condițiilor meteo, traficului sufocat. Bine, și în zile fără ploaie, la ore din astea de vârf, e complicat. Dar pe ploaie, sfârșitul lumii. De când merg eu cu bicicleta și ei încă nu s-au mișcat. Și la semafor în față e verde. Dar nu poți merge. Oare cum să-i convingi pe oamenii ăștia să treacă la transport alternativ? Sănătos, ieftin, nepoluant. Na, autobuzul e plin, dar e mult loc încă acolo. Dar în mașini, uitați-vă ce. Unul în mașină. Unul în mașină. Și uite cât loc ocupă în trafic. Unul în mașină, doi. Aici una în mașină. Autoritățile au făcut pasaje, poduri, autostrăzi suspendate. Și tot acolo am rămas. Mai multe mașini, mai mari ambuteiaje, chin și o sândă. Unde nu-i cap, vai de plămâni.